Salutare! Bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Vă invit să lucrăm împreună un antrenament pentru abdomen și fesier. Toate exercițiile vor fi pe saltea, fie din culcat dorsal, din patrupedie și vor fi multe exerciții, un număr mic de repetări, așadar eu trag nădejde că veți putea face măcar câte 2-3 din fiecare. Un abdomen bine întărit și niște fesieri fermi ne ajută la o stabilitate mai bună, la un echilibru mai bun. Putem preveni anumite afecțiuni ale spatelui, o să avem un spate mai sănătos, așa că haideți să începem. Culcăm dorsal, un picior va fi sprijinit pe talpă, celălalt va fi întins, palmele sunt la ceafă și atât cât vom ridica piciorul, talpa nu trebuie să depășească genunchiul, da? Vom ridica piciorul puțin, atât cât ridicăm piciorul, simultan vom ridica și trunchiul. Haideți și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rămânem așa cum suntem, dar duc brațele pe lângă corp și ridicăm bazinul sus. Ridicăm bazinul sus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schimbăm piciorul celălalt, sprijinim pe talpă, întins, palmele sunt la ceapă și începem. Nu uităm, nu ridicăm piciorul foarte mult. Atât cât se ridică trunchiul și piciorul. 2, 3, 4, cât putem. Încercăm din abdomen să ridicăm trunchiul, da? Nu din cap, ci din abdomen. Brațele sunt pe lângă corp, ridicăm bazinul și 1, jos, 2, lipim spatele de covor când ne așezăm, da? Lipim complet, vertebră cu vertebră, să simțim că tot spatele atinge solul. Rămânem tot înculcat dorsal, așezăm talpa pe genunchi, ducem genunchiul în lateral, brațul lângă picior și o palmă este la ceafă și încercăm braț-picior opus. Braț-picior opus. Haideți! 1, 2, 3. Cât pot, dar simulăm dacă nu reușim să atingem cu cotul genunchiul, dar măcar oblic să mergem. Super! Rămânem așa cu piciorul și acum ridicăm la fel, bazinul sus. 1, cobor. 2, cobor la fel. Încercăm să lipim spatele de sol. 1, grozav. Schimbăm piciorul celălalt. Palma la ceafă, braț picior opus și începem. 1, cobor. 2, cobor. 3, cobor. 4, bun, ducem brațele pe lângă corp și ridicăm bazinul sus. 2, 3. Cum e? 4. Nu e ușor, dar nici extraordinar de greu. Nu reușim să facem atâtea repetări, facem mai puține. Suntem mai antrenați și dorim mai multe, facem mai multe sau repetăm videoul de la început. Super. Acum lucrăm cu ambele picioare, dar ridicăm bazinul și coborâm vertebră cu vertebră, spatele se lipește pe sol. Și sus bazinul cât putem, jos, sus, jos, sus, jos. Imediat ne vom așeza în patrupedie. Rămânem acolo menținut, rămânem în menținut, rămânem. 3, 2, 1,
Perfect. Tragem puțin genunchii la piept. Ne vom întoarce în patrupedie, cum vă spuneam. Așezăm sprijin pe degete, sprijin pe palme. Palmele neapărat să fie sub umeri, dar nu înainte, nu prea aproape de genunchi. Un de 90 trunchi, coapse, gambe. Să ne simțim confortabil, pentru că vom ridica genunchii de pe sol și vom rămâne sprijiniți pe palme și pe vârfuri. Pregătim și sus, sus și coborâm și sus și coborâm. Poziția rămâne aceeași, doar ridicăm genunchii de pe sol. 4 5 6 7 și încercăm să menținem acolo. Menținem. Sus. Sus. 1, 2, 3, 4. Rotunjim spatele, dar nu stăm în extensie. Încercăm să ducem bazinul spre înainte. Până se odihnește abdomenul, lucrăm fesier. Ne așezăm pe antebraț. Piciorul din spate este întins. Îl duc sus și cobor. Îl duc sus și cobor. 3, lent, nu ne grăbim. 4, 5, un braț pe antebraț, celălalt pe palmă. Nu grăbim mișcarea, lent. Rămânem acolo sus și pendulăm gamba și întindem. Atenție, când pendulăm nu coborăm piciorul, dar încercăm să-l ținem nemișcat. Doar din gambă lucrez. Doar din gambă. 3, 4, 5, 6, 7 și schimbăm piciorul, dar scurt, așezăm bazinul puțin pe călcâie până schimbăm poziția, piciorul întins și începem. Lent. 1, jos. 2, jos. 3, jos. 4, jos. 5, jos. 6, jos. 7, jos. Menținem acolo și nu uităm doar din gambă. În 2, vedeți, genunchiul rămâne pe loc, nu coboară. Doar din gambă lucrăm. 3, 2, 1 și din nou abdomen. Rămânem în această poziție, sprijin pe palme și pe genunchi. Poziția va fi aceeași ca precedenta. Vom ridica genunchii și voi încerca să ating braț, picior opus. 4 repetări cu un braț și un picior, 4 cu celălalt. Pregătim? Sus genunchii și începem. 1. Atenție să ne menținem echilibrul. 2, 3, 4 și schimbăm. 1, 2, 3, 4 și încercăm să combinăm. 1, 2, odată 1, odată celălalt. 4, 5, 6, 7, super! Acum din nou fesier, vom face din picior un curcubeu. Așez într-o parte și în cealaltă, da? O să rămân așa, ne așezăm pe antebraț, sprijin pe palmă, ridic piciorul, îl duc într-o parte și în cealaltă, într-o parte și în cealaltă. Și 1, 2, oblic și oblic lateral. 4, 5, 6, 7 și 8. Perfect! Schimbăm piciorul celălalt și îl duc oblic și desenez curcubeul din picior. 2, 3,
4, 5, 6, 7 și 8. Minunat! Ne așezăm pe antebrațe. Da, vreau din această poziție să mă asigur că nu forțăm spatele. Vom face planșă pe antebrațe. Ne așezăm pe antebrațe, da? Și ușor întindem picioarele sprijinite pe vârfuri și cât putem coborâm bazinul mai jos și stăm aici 1, 2, 3 și încercăm să atingem cu un genunchi jos 1, 2, 3, 4, 5. Ținem din abdomen, dar să nu forțăm spatele, nu mai reușim să stăm, mai bine ne dăm jos, mai bine coborâm, coborâm, așa, da? Nu forțăm spatele, la fel, de aceea v-am pus să ne ridicăm, să ne așezăm în poziție din patrupedie, pentru că foarte multe persoane se ridică de aici și își forțează spatele. Bun? Ne așezăm din nou pe spate. Ridicăm picioarele la 90, da, un de 90, trunchi, coapse, gambe și ridicăm trunchiul aici. Și balansăm. Balansăm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așezăm tălpile jos și ating călcâiul. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, grozav. Așezăm picioarele talpă în talpă. Palmele sunt lângă corp, orientate în jos. Și aici, cum suntem, ridicăm bazinul sus. 1, jos. 2, jos. 3, jos. 4, jos. 5, jos. 6, merge până la 10, 7, 8, cum e? 9, 10, rămânem așa cu picioarele, prindem palmele, ridic trunchiul și duc brațele între genunchi. 1, 2, capul rămâne drept, 3, 4, dăm aerul afară. Eu vorbesc, dar voi nu uitați de inspirat și expirat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne așezăm din nou sprijin pe tălpi, ridicăm bazinul sus și ce facem? Ne depărtăm cu picioarele de bazin și revenim înapoi. Bazinul rămâne sus. Și 1, revin, 2, revin, și 3, revin, și 4, mergem înainte și înapoi, da? Înainte și înapoi. Și rămânem acolo, cu picioarele depărtate, coborâm și ridicăm mai departe de bazin, da? Picioarele sunt mai întinse. O să simțiți la biceps femoral. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, perfect. Ridicăm picioarele un pic în sus, dacă ați simțit aici probabil. Ridicăm ușor în sus. Îndoim, facem cerculeț așa din genunchi. Ne așezăm pe antebrațe, tragem genunchii la piept și când întindem, depărtăm. Tragem la piept și depărtăm. Cine nu reușește, doar trage genunchii la piept și întinde. Rotunjim spatele bine. Să nu forțăm spatele. Și 1, depărtăm. 2, depărtăm. 3,
depărtăm. 4, depărtăm. 5, depărtăm. 6, depărtăm. 7, depărtăm. 8, depărtăm. Ne așezăm complet pe spate, ne odihnim un pic, vă arăt. Vom sta în menținut aici, menținut și trag genunchii schimb, da? Prin schimbarea picioarelor. Pregătim? 3, 2, 1, sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și ne așezăm din nou în patrupedie. Și de data aceasta o să ridicăm, schimbăm poziția, direcția, da? Poziția piciorului nu se schimbă decât direcția. Cățelul la gard, cum îmi place mie să spun, da? Haideți, pregătim, sprijin pe antebraț și pe palmă și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și menținem acolo. Hai să menținem puțin. 3, 2, 1, schimbăm. Celălalt, pregătim și sus, cobor. Da? Poziția piciorului nu se mișcă decât direcția, după cum vedem. 4, 3, 2 și menținem acolo, menținem. 5, super! Rămânem tot în această poziție, ne odihnim puțin, așezăm bazinul pe călcâie, eu vă arăt. Piciorul va fi în lateral, întins și îl ridicăm sus aici, laba piciorului trasă, dar vom îndoi în această poziție și vom întinde piciorul. Pregătim. 3, 2, 1, piciorul sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect, schimbăm. 3, 2, 1, sus. Îndoi și întind, îndoi și întind, îndoi și întind. 3, 4, 5, arde. 6, 7, 8. Super! Așezăm bazinul pe călcâie. Ne așezăm în planșă înaltă, picioarele sunt depărtate, evităm să stăm cu fundul sus, da? Cât putem, aici ducem bazinul spre înainte și atingem braț umăr opus. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă puțin, grozav! Ne așezăm din nou pe spate. Așezăm palmele sub șezută. Genunchii sunt ușor îndoiți, coborâm. Și atunci când ne ridicăm, încercăm puțin să ridicăm ușor bazinul de pe sol. Da? Hai să, practic, ne luăm elan. Sus și sus bazinul. Sus bazinul. Sus bazinul. Picioarele rămân neschimbate, da? Doar direcția o schimbă. 3, 2, 1, super! Ne odihnim. Sprijin pe talpă. Piciorul celălalt va fi sus în tavan sau acolo unde reușim. Și încercăm să ridicăm bazinul sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu reușim, încercăm să așezăm talpa pe genunchi, ok? Și schimbăm celălalt picior. 3, 2, 1, sus. 1, 2, 3, 4, nu reușim, da? Așezăm talpa pe genunchi. Perfect. Picioarele sunt îndoite,
brațele sunt îndoite și simultan, concomitent, deodată, vom ridica, vom întinde și brațele și picioarele și ridicăm și trunchiul. Da, sus și coborâm. Sus și coborâm. Pregătim? Și 1, nu trântim picioare. 2 și 3 4 5 6 7 8 9, încă puțin, 10. Ridicăm bazinul sus, ne ridicăm pe vârf, ridicăm călcâiele de pe sol și coborâm. Ne ridicăm și coborâm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lăsăm toată talpa, apropiem genunchii și depărtăm, dar nu coborâm bazinul, încercăm să rămânem acolo. 3, 2, 1 și încă un exercițiu din această poziție, vă arăt. Hai că vă arăt așa. Vom ridica bazinul, vă odihniți, da? Și vom muta picioarele stânga-dreapta, da? Stânga-dreapta și la fel încercăm să menținem în tot acest timp bazinul sus. Pregătim? Sus bazinul și mă mut stânga-dreapta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, încă puțin! Perfect! Tragem genunchii sus la piept, întindem picioarele, talpă în talpă, inspirăm și expirăm. Sprijin pe palme. Palmele sunt orientate spre șezută. Brațele, vom lucra și din brațe, ne vom ajuta. Tragem genunchi la piept și revenim. Sus și cobor. Sus. Nu uităm, inspirăm și expirăm. Iar următoarea încercăm să trag genunchi într-o parte, într-o parte. Ok? Haideți, 3, 2, 1 și 1, 2, inspir, expir, trag genunchii ușor într-o parte, 5, 6, 7, 8, super, cum sunteți? Mai putem? Mai facem? Ne așezăm în patrupedie, ridicăm piciorul sus, talpa să fie paralelă cu tavanul, ne așezăm pe antebraț. De data aceasta coborâm și ridicăm, dar nu întindem piciorul complet, doar puțin se mișcă unghiul. Talpa rămâne, încercăm să rămână mereu paralelă cu tavanul. Haideți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ori ne întărim, ori nu. Pregătim și... sus, sus, nu uităm, talpa rămâne paralelă cu tavanul. Nu reușim, nu e nicio problemă, doar că este total alt exercițiu, ok? 1, 2, bun, și vă arăt în partea asta, ridicăm piciorul sus și simulez că aș vrea să ating umărul. Simulez că aș vrea să ating umărul. Pregătim, schimbăm piciorul sigur și... ating și revin. Ating și revin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Ușor ating călcâiele și schimbăm piciorul celălalt. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, așezăm bazinul pe călcâie, din nou pe antebrațe. De data asta vom încrucișa picioarele, da? Vom încrucișa, menținem acolo, sprijin pe antebrațe, sus și încrucișăm, încrucișăm
Și 1, 2, 3, 4. Sprijin pe antebrațe. Și încercăm cine poate să ridice și să coboare. Și să coboare. Sus. Perfect. Sprijin pe tălpi. Prindem palmele decoate. Sprijin pe călcâie. Și ridic un picior și apoi celălalt. Ridic. Stăm în menținut acolo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Ne așezăm ușor. Ne relaxăm. Inspirăm și expirăm. Asta a fost tot. Cum vi s-a părut? Sigur că se simte atât la abdomen cât și la fesieri. Mă bucur mult să știu că ați inclus această părticică în antrenamentul vostru. Aveți grijă de voi până data viitoare, să ne vedem cu bine. Toate bune!